Cum ar fi dacă ai fi un director de companie și o parte din acțiuni ar fi vândute angajaților? E, și ca să ai supremație totală în Consiliul General sau așa, o să înceapă să spună ceva de genul parcă aș cumpăra niște acțiuni și începe să caute și pe colo și pe dincolo și pe colo și pe dincolo și pe colo și pe dincolo ce probleme are angajatul, frate, și îl ajută un pic și încă un pic, un pic și încă un pic, până când într-o zi se îngroapă în cacao și atunci n-ați dori să-mi cumpărați mie acțiunile? Da. Le vinde, că n-are ce să facă. După care, al nostru director de companie, sau să-i spunem general, începe să spună ceva de genul: da, de tine nu mai avem nevoie, te aruncăm ca pe un șervețel care m-a șters undeva, că am făcut cacao. E, după care ar mai fi o variantă. Bineînțeles, el crește, influența și mai mult crește în capul lui, puterea și mai mult crește în capul lui. E, dar dacă își dă omul afară și sau pleacă la altă companie, dar rămâne acționar în a lui companie, al directorului de companie, da? Mare și tare. E, și are două variante. Ori unul îl dă afară, ori doi pleacă singur. Dacă îl dă afară, să dea naiba dacă îmi păstrez acțiunile și începe să adune ca hârciogul bani mai pe colo, mai pe dincolo, celălalt mai pe colo, mai pe dincolo, să-l ruineze. După care, bineînțeles, că trebuia să și crească influența, mai pe colo, mai pe dincolo, mai pe colo, mai pe dincolo. Hey, și uite așa, rămâne ultima variantă. Ce poate să facă? Fiecare dorea ceva de la persoana respectivă. Așa că ajunge să plece în altă țară. Și, na, să muncească pe tărâm străin, după care să să vedem ce se poate să facă în altă țară. Să muncească, să facă niște bănet, după care alege încă o dată. Și alege și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, până când într-o zi directorul de companie vrea din parohie, ori din motive disciplinare, ori din motive de tip duhovnicești, să-i spunem. Adică s-a dus mai pe românește, pe lumea cealaltă. E, și acum că a adunat și bănet și toate cele în altă țară, vine și spune ceva de genul: parcă aș avea și eu un rol cum am avut înainte în această companie, știi? Adică, na, ceva de genul: n-aveți companie,
nu aveți acțiuni, atunci nu are rost să mai mă încumet la așa ceva. Așa că alege din nou o nouă variantă. Bun, și revenim. Se întoarce în țară și să nu îl ard eu ca pe o perpardă pe directorul puternic de companie care a adunat acțiunile și nu știu ce. Să nu ard eu ca o petardă pe nu știu cine care m-a concediat. Să nu ard eu ca nu știu ce, că e nu știu mai cine, iată. Gândirea românului care e sărăzbună. El spune că este profesor, director de companie și știe de toate. Dar să nu dau eu afară pe nu știu cine, mai ales că are și acțiuni, nu s-a gândit. Sau, dacă are acțiuni, sau nu are acțiuni, să nu-l dau eu afară, sau nu știu ce. Și uite așa, se trezește băiețașul la sfârșitul vieții, fără beculețele din spate, care sunt lucitoare și a lui afacere de o viață. Și se chinuie să aibă și la ora aceasta pe cineva să se plimbe sau să se joace. Iată.